Spider-Manilor, v-am pregătit un nou episod de Brawl Stars. Deci o să jucăm Brawl Stars, după cum vedeți. Haideți să începem. Dacă vă place episodul ăsta cu Brawl Stars, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Dați un like. Și vom face mai multe episoade, deci să vedem câte like-uri ați face pentru Brawl Stars. Nu m-am gândit să fac și de Brawl Stars. Deci avem un bull, deci ne-am putea lua de el. Deși credeam că ne va omorâ, dar se pare că a fugit ca un fricos. Cine? Fugim noi de Shelly. Aș fi atacat-o, dar mai bine să fugi. Vom muri, trebuie să vedeți. Deci n-am murit, am avut 110%. Am crezut că voi muri, deci. Deci Shelly... Pardon, excuse-mă. Șapte emeralde, hai să vedem cu cine ne mai luptăm, să vedem care este să dăm mare pe aici prin zonă. Este ușor să vă jucați Brawl Stars. Și văd că robotul, opa, două emeralde, un emerald, este bun, îmbunătățim tactica de luptă. Deși Shelly se pare că ai luat câteva emeralde pe robot, dar haide să te ajut. Deși nu am gloanțe, te rog să nu mă omoare. Deși m-au omorât, te mai bine să nu mă bag. N-ai nimic, am ieșit pe locul 2. Am făcut rang 11 la Shelly. Ar vrea să-mi pice o legendară, am avut doar mitice până acum, n-am avut și legendare, am avut pe Genie și pe Tara, pe Mortis nu l-am avut. Deci, asta era principala cauză, pe Mortis nu l-am avut deloc. N-am avut pe Crow, pe Spike nu l-am avut, nici o legendară, nici pic de legendară. Cine vom bătea cu Cole? Pac, pac, pac. Știam că îl voi învinge, că Col e slab, când nu se pune cu Shelly, deci... Deși avem un el primul prin zonă, l-am omorât, l-am eliminat din zona mea. Și văd un emerald, sper să nu fie vreo capcană. Parte, bull, poc. Deși mă omor, mai bine mă băgam. Deci am locul pe n-are nimic, pe locul 4. Vom juca mai multe runde ca să mai luăm și alți brawleri. Și am un cu fără două lângă mine, deci... Barley, deci pe Barley cred că nu l-am suportat de când îl știu. Și știa că nu poate să pună cu mine, că e, dar tot s-a dat la mine. Și a încercat norocul. Bull este și el puternic. Cine e aici? Să luăm și de aici așa, să nu cumva, să nu mai putem să mai luăm după aia. Avem 7, deci mai trebuie să mai moară 7 brawleri, adică 6, și noi avem 7. Deci eram cumva foarte bine. Shelly nebuno, ai nebunit. Deși te-aș ataca după aia, dar nu te atac. Deși am omorât-o și-o pe Nita.
Și nita pe mine, adică ursul m-a omorât. Dar n-a nimic ca pe locul 2, este ceva foarte bine. Îmi deschide două cufere. Nu ne-a picat nimica, doar să maxăm pe bull. Îl vom lua și pe bull să vedem cât de bun e, deși el omoară din 4 lovituri, distruge un chest. Deci hai să vedem. Îmi place la bull ultimata, nu-mi place la el. Deși Nita ar fi bine să-mi lași mie, să-mi dai înapoi emeraldul care mi l-ai luat. Așa i-am pus eu numele, un emerald, nu știu ce este, verde, și tot emerald ar trebui să fie. Deși iau la fugă. S-ar fi dat la mine. Hai da bull, nu mai ai curaj. Hai rost, Savino, se frică. Să-mi refac viața. L-am luat și pe bull de rang 2, n-are nimica, se pare că e mai bun decât Shelly. Te-am primit, mi se pare o nouă arenă sau ceva. De acum, după ce nu îmbunătățesc pe gol. Să vedem ce am primit. Am primit în o arenă nouă. Nu merge să intrăm acum, doar după 2 zile merge. Aș vrea și emerald de ceva să am. Să iau o rară, ceva. Începem. Am mai jucat jocul, deci am fost lider într-un clan, dar nu mai țin minte clanul. Sper să vă întreb prietenul meu cum era clanul. Să intru și eu. Avem pe Poco. Se bate, se pare, cu... Putea să dea aia de viață ca să aibă mai multă viață, dar se pare că n-a mai dat nimica. Am trecut prin nisip ca un tsunami. M-am uitat la el. Haide-te și la Iveal, vă-i frică? Deci de tine chiar mi-e frică. Că așa era să mă atace și nebunul de... Îl văd în... O pași pe rosa, o văd, deci... Parte în parte rosa, bine cum ai scăpat de el, mersi, thank you. Very much. 6. Da, că am crezut că făcut ultimata să mă duc direct... Prin gazul toxic să mă omoare. Acum de rang 3 pe bull. 24, avem 48. Și 365 de cupe. Aproape vom lua 500 de cupe și o vom lua pe Jessica. Vom juca până când o vom lua, adică nu vom juca chiar în continuu. Sper să o luăm și noi pe Jessica până la omorul meu. Mai duce la alea două, dar mai întâi să-l iau pe ăsta, că e mai departe și va veni gazul toxic. Deși rosa contra mea, mai bine aș fugi. Poco, mai bine nu te băga tu
Tu ești cel mai slab și nici n-aș vrea să te iau măcar. O să te distrug iar, trec iar ca un tsunami. Oh. Și nu m-am uitat la zid iară. Trebuie să mut mobizenul mai sus, așa. Ce vrei, ursule? Nu m-am uitat la tine. Deci am câștigat. Pe locul 1. Este foarte, foarte bine. Bine, bine, foarte bine. Vom mai juca în continuare. Haideți să începem iară. Deci o nouă arenă. Vedeți, mai luăm încă două arene. Powerfly și Team Evenen. Deci este ceva cu eveniment, ceva. Rang 4 și el e rang 11. Deci o să facem și pe bull de rang 10. O să luăm pe Rosab, deci nu-mi place să lupt cu Col. Cam deloc. Nu știu de ce. Nu contează cine are viața mai multă, contează să... cine împușcă primul. Ba bine, lăsa-i acolo, luam eu. Hai, dai el primul tu contra mea, să vedem care câștigă mai multă viață decât mine. Deși nu contează. Cine se pune cu mine, hai să vedem. Eu n-am distrus pe niciun el primul, deci, adică am distrus, acum câteva secunde. Opa, mă duc, am crezut că mă voi duce. Și mamă ce mă inerează robotul ăsta, deci este inervant rău de tot. Trebuie să-și vadă de treaba lui și tu de treaba ta, Rosa. Rang 5 este perfect. Nimica bun. 349 de bani. Vom mai juca o dată. E că sunt încă două chesturi și avem și pe Rosa, deci Rosa parte în parte, cine își face. Nu fugi, Rosa, nu fugi. Nu te ascunde de mine. Deși Pocolino mă cam inervaș. De ce te bași tu în treaba la toți oamenii? Și dă-mi emeraldul înapoi. Eu îl fac cu deci emeraldul. Deci hai să ne ducem să mai împușcăm, să vedem cine mai este în zonă. Deci ce mă enervează ursul ăsta? Hai să dăm parte în parte. Cine-și face? Și tu cu mine și eu cu tine, Nita? Pleacă, mă, că nu te suport. N-ai în altă parte unde să iei. Deși am câștigat. Bine, cum vedeți, o să mai jucăm o serie de solo. A jucat și în duo, dar îți dă prea puțin cupe. A jucat și duo, deci vedem cum este și în duo. Cred că n-am jucat de foarte mult timp în duo. Deși vreo sau n-am instalat de vreme, nu? Cine credeți că ar bate din Frank și Bull? Eu parez pe Bull. Retragerea. Vino cu a Frank, vino cu a. Așa, e perfect, că mai avem o echipă de omorât.
Așteaptă-mă, Frank. Am crezut că dai în ei, dar se pare că vine. Iată 9 emeralde de fiecare, este numai bine. Hai să-i prindem și pe inamici. Iar vine robotul ăla, care nu suportă. Doamne ajută! Se pare că am fost. Deci am câștigat. Deci eu cu Frank. A, deci 9 cupe. Deci mai bine m-aș prefera 10 cupe decât 9. Deci nu prea convine 9. Cred că nici voi nu v-ar conveni să câștigați 9 cupe. Deci hai să vedem. Am ceva de colectat. Deci hai să vedem pe cine îmbunătățim. Power 3. Power 4. Îmbunătățim pe Sherry, că este tot. Cea mai bună. Haideți să mai jucăm o dată solo. Deci asta este faza, deci trebuie să iau în partea asta cumva. Deci o să mă bat cu Barlico. Deci Barli. Deci n-aș vrea să-mi vină nimeni lângă cu ferele mele, doar eu. Liberează calea. Evacuarea. Deci acum ar trebui să o iau, să iau toate cu ferele din zonă. Poate îndrănește vreo unul să se atingă de ele. Că sunt prezent. În caz de ceva... Poco nu-ți încerca norocul cu mine. Let's go. Omoară-l, robotule. De nu te suport, robotă, nu te suport. Haide să te vă, Rosa, nu fugi, Rosa. Oricum se strânge tot gazul toxic și oricum tu la mine vii. Tu crezi că mă omorai, Rosa, să fii serios, aveam 15 emeralde. N-aveai șanse cumva să mă omoare, deci era ceva de râs dacă nu omora Rosa. 15 emeralde și ea câte avea 5 sau 6, nu știu, mai ținut cât avea, cred că 5 avea. Să ne omoare, era ceva. Deci întâi trebuie să eliminăm pe cei care și încearcă norocul la cufere. Normal aș vrea să fiu singurul care aș lua cam totul de la cofere. N-aș avea nevoie de ajutor deloc. Ar vrea și emeralde, cred că să-și îmbunătățească. Îmbunătățesc eu. E, Barley, adios. Ce-mi faci tu mie, o să plătești, garantat că o să plătești. Ce nu suport pe Barley? Ce nu l-a suportat în viața mea? Să vedem unde duci pe Ocolino. Mai sunt eu cu încă unul. Hai să vedem cine mai este în zonă. De vrea să se pună cu noi. Poco. Să ne pitulăm aici să vină singur. Deși se pare că nu l-am omorât eu pe Jeremy,
L-a omorât robotul și dar oricum s-a făcut pentru mine că l-am omorât eu, deci... Mie unul îmi convine. Sper să câștigi ceva la... Brawl Box. La Big Box, cred că nimic. În fine, Brawl Box, hai să începem încă o dată runda. Facem și alte runde în continuare să putem să câștigăm mai mulți jucători. Deci urmează Jessica ca jucător să-l câștigăm. Deci hai să vedem. I-aș elimina normal pe toți. Fii să dărâm și ăsta de aici și din partea asta să-mi îmbunătătesc mai mult, dar eu aș vrea prima dată să mă luc cu jucătorii, deci să vedem care este mai tare în pușcă sau în chitară sau în... Deci am câștigat omorâtos și pe Jabna, deci nu știu cine e, cred că e un chinez ceva, abanam. Deci rang 7, vreau să fac de rang 10, normal. Deci am mai jucat Brawl Stars, am fost mai bun la Brawl Stars. Cred că eram primul din clan, cu cele mai multe cupe. Deci care mă treceau la cupe, veneau din alt clan și care mă treceau la cupe, îi scoatem afară, deci aveam o boală să-i scot afară. Lăsăm pe Barley să-și facă Damblaua, că noi ne facem pe noastră. Poc, Anita, pleacă. Plătești scump, Valea. Deși se pare că prietenul nostru e primul. Am urât-o pe Anita, dar noi ne sacrificăm pentru un emerald. Da, haide în continuare să-l omorăm și noi pe Primo. Pe El Primo. El Primo se ascunde printr-o fișuri, am văzut, deci... Ca noi se ascunde, ca noi printr-o fișuri, deci așteptăm să vină singur, dar eu... Nu mai mă ascund printr-o fișuri, aștept să vedem care are curaj să dea la mine, să mă moare, ceva. Să nu fugă toți ca fricoșii. Deși n-ai unde, Shelly, deci n-ai unde. Deși pleacă de aici și acum te faci suport. Evacuarea. E insuportabil. El Primo. Ia vino tu la noi să ne distrăm noi doi. Mai aș dea la o parte să-l bată pe El Primo. Pare că și o ia bine de tot. Și de ce am câștigat? Se pare. Avem 99, hai să mai facem. Ne mai jucat o dată în duo, deci. Mai joc o dată în duo. Că-mi place să joc în duo, deci ai un partener care te ajută în caz că pățești ceva. Ar fi peste perfect. El Primo, ai nevoie de ajutor. Prin zonă. Și v-am spus că nu contează, dar se pare că sunt doi. Deci, pac, pac, pac! Păi te-am ajutat, tu ce faci acum? Locușul cu un fund. Deci îl vedem în zonă, pe prietenul nostru. Deci avem 11, n-are nimic, și vedem și el vinul cu a... Ți-aș tăia calea o țără. Deci plătești.
Cum? El primul lasă-l că distrug eu. Credea că ne omoară pe mândoi care ia ultimata, să fim serioși. Rang 8. Să vedem, domnule, să ne putem la Cooper. Am crezut că ne pică ceva, dar se pare că nimica. Sperăm să ținem pumnii strânși. Nu, 3 emeralde, n-avem nevoie de ele. De emeraldele, n-am nevoie de ele măcar. Dacă vă place episoade de ăștia, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Angelo Stănică, mă găsești pe Ender, Enderman, deci... Am făcut episoade mai despre Minecraft. Fi bine să fac și despre alte jocuri. Hai, vină cu aparte, parte. Ți-e frica? Poco, pocolino. Deci îl urmăresc pe Bull chiar dacă... Chiar dacă îl omor. Și mă voi ce după aia să iau cu fere. Deci, hai, da, vină cu a... nu, te rog, da, acolo, vină cu a... Noi doi. Deci trebuia să vă la fugă mai bine. Și activa scutul. 6, e bine, numai 6 cupe, sunt bune și ele, deci... Asta a fost episodul pentru astăzi, dacă vă place Brawl Stars, dați un like, abonați-vă la canalul meu YouTube, Angelo Stănică, Enderman, Ender, Enderman, l-ați conectat mai bine pe Angelo Stănică, sunt toată ziua conectat. Deci ăsta a fost episodul, să luăm și pe Jessica în episodul următor, n-o să joc fără voi, dați un like, dacă v-a plăcut, Brawl Stars și dacă jucați, deci în cazul să facem, ne mai jucăm, la revedere!